Un factor major cu impact puternic asupra atitudinii generale a oamenilor îl constituie gradul de încărcare, adică timpul pe care oamenii îl petrec în mediile socioprofesionale. Lupta pentru existență, programul de lucru încărcat, dinamica schimbărilor și bombardamentul informatic fac ca oamenii să nu mai aibă timp să se gândească la faptul că viața nu este fundamentată numai pe necesități personale și profesionale, ci și pe necesități de dezvoltare spirituală și chiar civică. Această gândire pozitivă nu presupune eliminarea aspectelor care ne aduc nemulțumire în viață, ignorarea problemelor cu care ne confruntăm, ci presupune schimbarea modului de a privi lucrurile, schimbarea ochelarilor, dacă doriți, prin care noi luăm contact cu evenimentele din viața noastră. Îmi amintesc un citat din Albert Einstein, care spunea că un om deștept rezolvă o problemă, iar unul și mai deștept o evită. O atitudine greșită este cea în care neajunsurile și problemele care apar zilnic sunt puse pe primul loc. În acest caz, gândirea noastră este intoxicată efectiv de tendințe negative și de neajunsuri a căror importanță este exagerată sau neajunsuri care chiar nu există. Trucuri pentru a ne schimba gândirea într-una pozitivă ar fi, în principal, schimbarea modului de a structura ce ni se întâmplă. Să nu ne mai concentrăm atât pe evenimentele negative și să încercăm să trecem printr-o sită a pozitivismului, să spunem. Ce mi s-a întâmplat în decursul unei zile? Există oameni care caută și argumentează numai lucrurile negative care li s-au întâmplat, ignorând că în acea zi se întâmplă și lucruri pozitive. O altă eroare pe care o facem noi oamenii este aceea de a vedea totul în alb și negru. Adică dacă nu am avut succes astăzi, înseamnă că am avut un eșec. Generalizarea a ceea ce ni se întâmplă, dacă astăzi mi s-a întâmplat un necaz, înseamnă că toată viața mea este un dezastru, că n-am avut parte decât de necazuri și așa mai departe. Lucrurile astea se pot ameliora cu puțin autocontrol pentru o schimbare în bine a emoțiilor noastre de zi cu zi. În general, oamenii fac în fiecare zi o alegere în ceea ce privește atitudinea, iar acesta este un fapt ușor reperabil. Un om care adoptă o atitudine pozitivă are un comportament pozitiv. În schimb, oamenii care nu reușesc să adopte o atitudine pozitivă sunt pesimiști, se simt neîmpliniți, adesea victimele unui sistem sau a celor din jur, iar comportamentul lor este adesea unul stânjenitor pentru ceilalți.